Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou ATV vlog. Imediat de ce sunt îmbrăcat așa, suntem aici Goguci cu CF Moto X10, noua bestie, Claudiu cu 300-le gaz gaz enduro, domnul Peleș cu Mareana. Mareana, ne cerem noi scuze. Și l-avem și părăreșică cu CF Moto 110 bestia. Ați văzut în vlogul anterior că s-a stricat, ei bine, s-a reparat instant. I-am dat jos filtrul de aer, l-am curățat, l-am spălat, l-am uscat, i-am băgat aer comprimat pe acolo, merge all good. Să sperăm că așa ne va ține. Ne-am îmbrăcat light, după cum ați văzut, doar Claudiu este echipat de off-road. Mergem așa într-o plimbare, vedem ce se întâmplă. Poate luăm un nămol, una alta. Let's go pe munte. Și bam! Ne-am întors pe off-road. Ia vedeți, fraților, bă, că s-au unit legendele. O avem aici pe Georgiana veche, care acum îi se spune Mare Ana. Are stage-ul făcut, exact cum și-a făcut și Dan. All good pe zona asta. Deci rămâneți aproape pe clip pentru că le vom compara. Facem tot felul de teste. Sănătate! Hai să mă dau leagă, vă spor să-i facem o surpriză, că el nu știe la ce să aștepte. S-a plecat! E rău că sunt limitat, ați văzut ce se depărtează, n-ai ce să faci, are stage, repet. Dar nu vreau să vorbesc să mai ia gura pe dinainte. Mai facem o liniuță. Ia să vedem. Poate aici? Hai în dreapta mea. Pe 2? Vrei pe 4? Bine. Pa, am plecat. Intră limitarea, tirar mama lor la TV-uri. Bă, îmi intră limitarea mult prea repede. Aici pe 4-4, da, după curbă. Mamă, cred că am dat cu pietre în el. Îmi cer scuze, Peleș. E vina mea. E doar vina mea. Hai să vedem aici de ce e drumul cam îngust. Am dat cu pietre în tine? Am dat cu pietre în tine? M-a făcut, gata, nu mai. Mi-a dat rău de tot în gol. Wow, wow, wow. Mi-a dat rău de tot în gol. Hai fără frână pusă. Nu, no, îmi dă prea rău în gol. Uite, mă apropii, gata, s-a limitat. Ce o avea, mă? Are și mai puțină presiune el. Bă, îmi dă rău de tot în gol, dintr-o dată. Deci numai în gol. Hai din... Da. Hai și din mers la 5 la oră. Da, pe 4. Îmi rupe rău de tot aderența, rău. Are prea multă putere de jos. Mergem, mergem așa, da? Hai lângă mine. Ciao, ciao. Gata. Băi, îmi intră limitarea, băi. Hai. Hai așa. Da, n-am ce să fac, nu. Oricum îl fac. Wow, 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 wow. O, oh, Georgiana, o! Oh. Al tău e ăsta, nu e al vostru, nu? E al meu, e al meu! E al tău? Bă! Sigur? Dă, bă! Dă-l înapoi, bă! 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 Mi-a furat ATV-ul, bă! Mi-a furat Peleș ATV-ul, bă! Mamă, Georgiana veche, băi! Ce se mișcă Georgiana veche! Dă, bă, te vă înapoi, băi! Wow! Oh! Termină?
Bă, frumos. Cum o să nu fie dor de Mariana? Mariana, scuze. De Mariana? Mariana. Ți-a plăcut în ăștia 25 de metri? 25 de metri. Am scăpat din parc, m-am accelerat să mor acolo, să fiu pe Salutare, fraților. Bine v-am găsit la un nou vlog. Noroc cu Gogucii, că dacă nu mă mai vedeați, l-a reparat și el. Cum a știut, mi-a agresat peste tot, nu mă pricep eu, dar vă zic din ce am văzut. Mi-a agresat, mi-a făcut, mi-a adres, mi-a... Și acum e mai nou ca în fabrică. Ia vedeți aici. Opa, ho, 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 prr! Marine, stai în leacă! Ia uite, bă, ce dracu are pe el. Marine! Ia uite-l, bă, nu stă locului, bă! Gogu! Nu stă locului, ce să-i fac? Marine, stai, 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 Marine! Păi, Marin! Băi! E, da? Aici! Ia driftul! Să te satur! Voi ce mai faceți? Cum sunteți? Eu sunt foarte fericit! Suntem mulți! Suntem gaz, gaz! E Pele și e Găguci și sunt eu! Ăla micu, dar ridică! Și... Uitați-mă aici, fac drifturi! Că ce-mi place mie cel mai mult, drifturi și cauciucuri, Nema. Opa, opa, să nu luăm balega asta, că sare pe noi. Și că nu rămoale. Pregătiți de off-road, fraților. Îl avem pe rare și aici. Te ții după mine, ai grijă la bălți? Da. Și băieții, ready to attack. Hai, Peleș, dai tu primul, fără grijă. Eu mi-am dat 4x4 și elu. Cum te-ai dus, băi, Peleș, băi? Ia uite pe unde a luat-o. Ne dăm așa într-o parte. Așa are recică, foarte bine. Eu nu! O să iei pe acolo și ne aștepți în capăt. Da, da. Ai grijă acolo că e dintr-o dată așa. Să ai grijă. Hai, Rareș, dă-i pe aici. Dă-i, nu lăsa. Da, ce-a făcut. Da, cum a făcut. Bă, nu știa că e așa mare ăsta. Mamă. Ia uite, bă, pe Rareș, bă, ce-a făcut pe el, bă. Ne-am oprit să-și ia Rareș geaca pe el, că ia uite, așa e bine. E de ce în ce mai rău. Pe unde calc eu, calc și tu, da? Da. Mamă, nu cred că trece de aici. A trecut. Cum să nu iasă mării din așa situație. Așa are rece. Perfect. Poate că aici. Rareș, ai grijă. Așa, așa, Rareș. Hai să vedem cum se descurcă Rareș pe aici acum. Face ceva urât. Ia, mă. Dacă îi dau mai tare, face urât. Du-te mai încolo să vezi cum faci. Așa face. Băi, dă-i mai tare. Ia uite-l, bă. Ce face, mă, ură, că face frumos rău, ia uite. Ia mă. Și-a plecat Marin. Și-a plecat Marin. E în regulă. Ia uite-l, bă. Nu e mântrec. Bă, stai, bă, la un loc, mă. Ia uite-l, bă, mâncați. Doamne ferește, ce-a dat. Mamă! Vai de mine, ce-a dat, bă, ești nebun la cap. Bravo, bravo, bravo! A zis că a doua oară nu mai urcă. Ai văzut reneșică? Da. Cum e realitate? N-are legătură ce se vede în realitate cu ce vedeți voi pe cameră. Asta e... Păi da. Aici va fi un mare challenge să urce Rareș. Mă duc eu primul. Aștepți aici. Hai, Georgiana, hai. Hai, Georgiana, ca știu că poți. Aie, aie. Ia uite, mă, mâncați. Și flowless, mă. Flowless. Și aici ne oprim o leacă. Haide. Eu mă duc să-l salvez pe Rareș. Pregătit. În croc și frate, pe off-road. Am zis că facem ceva light. Blan! Blan!
Opa. Nu mai vrea. Dă-i. Hai, hai. Păi și aici. Ai grijă în stânga. Păi când? Dă-i, dă-i, nu, nu pui piciorul jos. Nu plac. Așa. Împinge. Perfect. Mulțumesc, te-am lovit? Dar era să mă lovești, trebuie să fii mai sigur pe tine. Era să-l lovesc? Din spusele lui am dat prea tare. Așa rând și că calcă. Calcă pe unde calc eu. Și aici? Vai de mine. Ha. Mamă, ce ești, tată. Haide pe aici. Cum mai dau? Aici. Ușurel, da? Mi-e frică. Stai ușor. Hai, rarici. Accelerează. Stai, stai că e în aer. Gata, dai. Așa. Ai grijă aici ușor. Hai cu dreapta, hai cu dreapta, cu dreapta. Așa. Excelent! Mamă, ce sare de noi! Bă, ce ne-am numărit, bă, am zis că facem o leacă de overlanding. Și ne-am făcut praf. Auzi, ce sare de mine. Facem o vestită pauză aici, cum facem de fiecare dată. Hai, te avem și alte ATV-uri. Auzi cum arătăm. Mie-mi place. Vard, tu te prezinti excelent. Ai dat jos overfenderele, acum văd. Foarte bine. Ești bine. Te pup și te respect. Pauză. Uitați cum arată pauza noastră, mai avem pe cineva cu ATV-uri aici. Uite, câinii s-au pus de atac, evident. Ia uite-i, ia uite-i, de-abia așteaptă. Ăsta e câinile ăla de m-a alergat pe mine și pe Dan din TikTok-ul ăla. Se odihnește. Iar aici avem taurești comunali. Ia uite. Ia uite, tată, ce frumos. Sau ăștia se ceartă. Se ceartă pe banii ăștia, mă. Ia la ea, ia la ea. Frumos. Uite-l, mă, ăsta m-a alergat pe noi și pe Dan. Ăsta mușcă, e rău, n-are facultate. Ne vedem în continuare de off-road-ul nostru. De hăurile astea, ia uite, îmi cer scuze la înclinația asta. Sau înclinare, cum vreți voi să îi spuneți. Ne ferim de câinii ăia. Ia uite. Ia zi, mă, e vreo problemă? Hai rareși cu mine, ușor așa, stai între mine și Claudiu. Dă-i drumul de aici. Dă-i drumul de aici. Ce oameni? Dă-i drumul de aici. Dă-i drumul. Ia să-l vedem. Vai de mine. Nu e mântre. Hai, Mariana, hei! Hai, Mariana. Mariana pe zonă. Ia uite-l pe mână. Răspunde la telefon. Bravo! Vă ridica drona pentru cei curioși. Este DJI Mini 4 Pro. Let's go! Acum Rareș va trebui să urce. Hai să vedem pe unde. Mi-e frică. Dai tare! Tare, 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 tare. Așa mă, Rareș. Bravos. N-ai cum așa ceva. Mamă, mamă, cât de tare a fost. Sunt iară câini. Hai să ne vedem de drumul nostru. Vedem cum facem un walk-around pe lângă câini. Aolo, pipiev, n-am... Drumul de aici, mă, că n-am pipievul pus. Nu fi
Ia uite, bă, frate, ce făceau. Bună dimineața, natură. Bună dimineața, pădure. Bună dimineața, secții de votare. Bună dimineața, melci. Bună dimineața, câini. Ia uite, dă-i drumul de aici. Dă-i drumul de aici. Nu, iar. Taci, taci. Ia uite, bă, s-au strâns. Dă-i drumul de aici. Sunt cu echipa tine. Bă, n-aveți minte? Bă, calmați-vă. Ce să le faci, nu știu, fac și datoria. Dar nu în piciorul meu, te rog frumos, da? Că dau în tine. Bă, dădeți-vă, bă! Așa, Rărescică. Sunt cu ochii pe tine, te văd în oglindă. Excelent. Bravo, Rareș! Bravo, Găguci! Te lași pe spate. Ia uite frâna asta de motor, în cer eu scuze. Pă, hașa, adică nu el, nu nimic, ia uite-l. Ia uite, tata, dat unul la ghidon. N-ai ce să-i ceri. Wow, ce-o avea, mă, ce-o avea de mare, n-are dracu ăștia pe el. Hai să mă uit să mai fie vreun cățeluș, băi. E chiar, nu mi-e frică de ei. Bine, până m-am mușcat unul, că eu sunt mușcat de câini, să știți. Cred că am vreo 3 mușcături la activ. Una rău de tot, mă, ce-am să-i duc sandwich. M-am dus, i-am preparat, i-am tăiat pâinea frumos, așa, era mai mic. I-am tăiat pâine, i-am băgat pe acolo ce se purta pe vremea aia, salam de la de șchei șosetă. M-am dus să-l duc și m-am hățat de picior. Nu mi-a plăcut salam acum, na, nu o judec pe om. Mă bucur nespus și de mult și pentru Rareș, că știu că își dorea să facă asta, să facem off-road. Că dacă ieri i s-a semi-stricat ATV-ul, noroc că i l-am făcut. Când copilul nu-i cu minte, na na na, treabă n-au. Ulu, câta urcarea, păi nu cred că urcă, mă, Rareșică pe acolo, mă. Tare. Dă-i tare, fără oprire, deci nu trebuia să te oprești, ia încearcă să-i dai. Nu e bine, nu. Se ridică! Nu-l trage, nu, că ia, trebuie doar împins o leacă. Hai, accelerează pe lângă, așa. Să nu-l lași! Adevărat! S-a rupt cruz. Iar! Hai da! O ia! Îmi pare rău că l-am lăsat! Că-i dădeam și eu! Mulțumesc! Mamă, nu vă dați seama că de abrupt e aici! Uite, dacă nu-l lăsam, îi dădeam! Mamă! E foarte abrupt aici. Ce naiba putere să aibă CV-ul ăla de 110? Trebuia să mai zică Goguci așa, dar mi-a făcut așa și am crezut că trebuie să-l las. Poate cad. Răpinge ca uite, are ghetele astea. Aolă, mă las pe la într-o parte. Ia accelerează tu fără să stai el pe el, nu merge? Ține frâna bine, da? Da. Lasă, că te ajut. Trebuie neapărat să întrerupe suspensia, că îl simt cum vrea să se ridice de față la urcări. Dai. Nu atacă eu. Ia, lasă. Nu știu ce să-i fac să aibă putere de jos. Cum ne pot să-i dau? Știu, eu mă gândesc să-l lăsăm aici. De ce? Păi că nu-ți urcă. Și mă iei tu în spate? Da, stai pe ATV-ul meu că încerc eu să-l urc, ca să văd cum e. Ideea e că dacă urc cu spatele, o ia, că are cuplu. Nu urcă. L-am simțit că nu urcă. Aulă, nici nu stă aici, la cât e de abrupt. Marin, stai, Marine. Ușurel, Marin. Hai, Marin, nu mă face de râs. Așa, Marin. Și-am plecat. Hai, Marin! Nu mă face de râs aici, Marin! De Marin! Marin, la valoare! O ia, Marin, pe aici, băi! Ia să vedem, și aici o să facă, hai cu ea pe aici. E bine. A urcat Marin, bă.
Deci cu spatele imediat urcă, care cuplu. Ia uite-l. Ia uite-l pe Marin. Oh, oh, Marin. Hai, Marin, înapoi, le spun băieților că urci. Urcă! Dacă a urcat cu mine, el urcă 100%. Dei, 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 dei. Am uitat să pun ochelari. Perfect! Tot ok, am urcat, sunt bine. Tata, da. Tare, nu lași! Dă și tu mai tare! Hai! A zis să nu las, nu las, tata! Hai, tata! Ei, 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 prr, Marin, gata, 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 stai ușor. Opa! Dracii de pe Marinul să compară! A urcat, bă, Rarejo. Nice! Mamă, ce bine miroase benzina asta! Mamă, ce trage, bă! Las-o, naiba de treabă! Ia uite-l, bă! Bravo, Rareș, pentru ziua de astăzi! Fenomenal ești! Ești fenomenal și mi-ai dat de înțeles că trebuie ATV-ul mai puternic. Trebuie să o rezolvăm, n-avem ce să facem. I-a rămas foarte mic ATV-ul ăsta. Îi trebuie ceva mai puternic, ceva cu 4-4. Ați văzut, n-are cea mai mare putere de jos. Wow! Momente de neuitat. Și acum fără nicio glumă, e prea frumos aici. Ca să nu veniți. Vai de capul meu, cât de tare e. Așa, în pădure. Dar s-a și dat alertă de urși. Nu e cel mai safe pe aici, dar treacă meargă. Frâna ușor, te lași pe spate și lasă să curgă ușor. Da. Așa. Am luat bețe. Ai, bravo! Doamne, ce-mi place frâna asta de motor. Dă-i, arde-l! Ce drapează! Nici n-am dat tare. Pe frunze, să știți că nu vedeți gropi. Derapează foarte mult, mai ales după ce a plouat. Mamă, ce confortabil se simte cu suspensia asta așa moale. Eu nu simt nimic acum. Merg ca pe brânză până asta. Hai să nu uităm că n-am scut. Dar bine, uci. Hai. Hai. Am dat cu piciorul în băț. Bă, dar îmi fug picioarele că dur de ATV-ul ăsta la viteze mari. Nu-i mai zic, îl las pe el să gândească. Foarte bine. Sunt cu ochii pe el. Sunt cioturi pe aici. Trebuie să uite după cioturi. Dar bine, eu l-am învățat. Și cu siguranță a ținut minte. Marine, sper că ești bine. Scuză-mă pe mine. Am făcut rime. Bine, bine. Mamă, pe aici a fost cu Dan. Țin minte tot. Cred că încolo ar fi Nămol. Din câte știu eu, din vlogurile lui. Că sunt fanul lui numărul 1. Spune la tata, videoclipurile cum ar trebui să faceți și voi. Să dați like, share, subscribe, comment, ce vă mai zice Guguci de Instagram. Ceau, mamă. Mamă, ce urât am făcut. Sperăm că n-am spart plasticul ăla găscut de unde. Iar mama lui de plastic. Dă-i drumul de aici. Hai. Dacă vrei să cazi, cazi. Ba, picioare, stai cu frica scutul. Hai, las că punem. Punem, tată. Dă-i, nu, dă-i în ea, dă-i în ea. Nu. Sau așa? Doamne, cum virează, bă, frate. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Hai de capul meu, ce diferență. Doamne, câte bețe am luat pe aici, bă. Hai să vedem acasă ce damage am dat. Cred că le și spălăm o leacă, de ce mă întrebați. Iar am luat băț. Ăla e, mă, ia uite. Ne înclinăm și noi. Simțim că suntem pe off-road. Ia uite. Namal! Dar abia aștept să dau în aia. Hai, rălecică, ce să faci? Namal! Aici m-am jucat cu Dan. Da. Două ori, cred. Găsiți vloguri de la Balta. Toate broaștele și râmele pe umerii noștri. Rărășică, să ai grijă aici, da? Că urmează o coborâre. Da. Auzi, aici nu coborâm pe vale? Rareș, lasă-l pe Peleș înaintea ta și pe unde calcă el, pe acolo calci și tu, da? Da. Să nu pui frâna bruscă și nici nu, să nu lași ATV-ul să prindă viteză, să nu te pierzi, da? Așa. Ia-l ca Peleș și eu sunt cu ochii pe tine. M-am lăsat în haș. E mai bine cu enduro pe aici sau cross. Eu le uit mereu. Singur, ia uite.
Uite-te, mă, frate, bă, e o minunăție, pe cuvântul meu. Ce vorbești, mă? Te bagi la somn, efectiv. Uite, bă, uite cum face roata, bă. Un frânează, îi dă drumul ca ABS-ul. Cât de tare. O să urmezi o porțiune și mai rea. Mai greu aici. Aoleu, 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 aoleu. Nu te speria, Rares. Nici nu pot să mai vorbesc, aoleu. Bă, câtă coborâre. Bine, știam că o să mai fie. Aici mi-e frică. Așa, mă, Rares, mă. Acu e cea mai grea porțiune, că Rares nu este foarte lat, e și normal că e ATV-ul prea mic, dar fiți atenți că nu-i zi de mic, sunt cu echipă el, constat. E bine la o guci care dau hill assist-ul. O barasum, uite. Incredibil, frate. Uite, mie frică când cotesc în coborâre. Na. A, uite ce înclinat e aici. Păi, mă doare mâna la cât am ținut. Olu, olu, olu. Stai că mă duc în gură pe asta și nu-i bine. Doamne, pe unde acoborâre are și bă, frate. E real. N-aveți idee cum e asta în realitate. O să merg pe mijloc, că... Na, TV-ul meu e mai mic de înălțime. Bravo, mă, Rares. A, gata, cred că știu unde suntem. Știu, mă, sau nu știu? Eu am coborât pe 2x4, bă, de-aia făcea așa, pe spate. Noi am coborât pe unde era urcarea aia cu peleș, cu peleș, doamne, da, cu techeș. Da, aia ai făcut, bravo. Tu nu realizezi ce ai coborât. Haideți, frate, eu să mai luăm și noi pe Georgiana. Hai să facem schimb și mergem ușor, vrei? Ha, uite-mă pe Georgiana mea. Bine, Mariana, scuză-mă. Scuză-mă, mamă, e totul pe dos, acum nu mai înțeleg nimic. Hai să vedem ce a făcut peleș. V-am zis că i-a făcut stage. Mamă, ce dor mi-era de sunetul ăsta, bă, mâncaia și gura lui. De asta m-am bucurat, mă, să ajungă ATV-ul la Peleș, mă. De asta, că uite, îl mai văd, mai merg cu el. Ia uite, bă, am căutat frâna, bă. Acum, să fiu complet sincer, mi se pare mult mai ok frâna pe stânga. Sunt, e dubios. Ce ciudată, se simte și accelerația acum. Oricum, foarte tare și ăsta. Benamol ăla, cine s-a învârtit 10 minute în gol? Eu. Cine nu mai are anvelope? Eu. Georgiana, nu mai face praf. Stai că am înțeles asta, mică. O, bă, te cheamă Mariana acum, ce nu înțelegi? E frumos, mă, X10-ul ăsta, mă, bravo, Georgiana, arăți bine, rău de tot și de la spate. Te văd și acum de mers. Oare eu arunc cu pietre așa? Dacă vă uitați atent la rata lui Claudiu și el aruncă. Sexy! Simt căldura pe aici, vedeți ce vă ziceam? Se simte o leagă de căldură pe aici. Te frige la genunchi. Bă, ăla n-ai treabă. Momentan, stați așa că mă ocup de el să-i rup fășul, stați să-i fac revizia aia de 250, să nu ne bate în joc. Că dacă așa au zis băieții de la ATV Rom, așa facem. Chiar dacă Georgiana se simte by far mai confortabilă decât Mariana, și eu mi-aș întări suspensia așa. Îmi place mai mult cu suspensia întărită. Oulu, ce ziceam? I-a venit pofta de off-road de înapoi de când mi s-a făcut ATV-ul. Noi ne gândisem să fiu pasager, dar până la urmă care mai era rostul distracției aici? Că na, până la urmă ca să te distrezi bine, trebuie să ai și cu ce. Dacă stăteam în spate, îi vedeam spinarea cu cuci și atât. Încerc să mi-l imaginez cu banda aia de LED de leagă stopurile și mi s-ar părea mult mai frumos decât așa. Așa pare neterminat. Dar bine, așa se o rezolv. Vreau să o iau pe aici. Camarin! Ajung înaintea lor. Mamă, ce rateuri de frate. E altceva, frate, când ai o evacuare. Ia-ți de, că-i de launch. Mă trage de rupe. Îți rămân creierii în trecut. Hai, mai dă pe leșul launch control. Da, 4-4. E nebunit, n-are cum să nu te ia capul când încerci asta. Ia zi, șerif, hai 2-3 cuvinte cum am obișnuit lumea. Direcția mult mai ușoară. Pe sport e altceva, ai un pic de lipsă de feeling de la accelerație. Dacă da. Intră acolo în pline. Da, e un delay care trebuie să obișnuiești, l-am simțit și eu. Da, dar cred că
te obișnuiești destul de repede. Da, imediat m-am obișnuit. Îmi place ăsta, e destul de fancy, așa cum e făcut suportul de la Putom de Trol, mi se pare destul de fancy, dar interesant. Butoanele astea te înveți extraordinar de repede cu el, cel mai probabil, dar sunt mișto că au păstrat aceea șansa. Da. Butonul ăsta merge mult mai greu. Dar cred că e datorită faptului că probabil au făcut ceva să nu-i treabă pe aici, cred eu. Da, plus că eu mai dădeam ăsta din greșeală când atingeai, acum nu mai ai cum să mai dai din greșeală. Probabil și asta s-a plâns lumea. Cred că probabil merge mai greu, dar cred că e mai bine. Rest overall mi se pare... Bine, trebuie să mai ieșim. Lăsați comentarii dacă vreți să mai aducem pe Mariana pe vlog. Lăsați comentarii. Ce vreți să mai facem? Să mai facem o întrecere? Să mai facem o comparație? Orice se rezolvă. Și asta a fost, fraților. Acesta a fost vlogul. Din nou unul nu foarte lung, pentru că plănuim să tot postăm ATV vloguri. Salut! Tu erezi Rareș? Uitați cum arată ATV-ul lui Rareș, cum arată Rareș, plin de nămoale toată lumea, plin de nămol aici, plin de nămol aici, plin de nămol aici. Dar exagerez, știți foarte bine că se poate mult mai bine. Anyway, el a fost Claudiu, el a fost Peleș. Până data viitoare, aveți grijă de voi și lăsați cât mai multe comentarii și share. Pup!